Salut, sunt Laura Mateescu și îmi place să pictez absolut orice, tot ceea ce îmi cade pe mână, chiar și un simplu cub din lemn de dimensiuni relativ mici. Știai că mari pictori, între schiță și pictura finală, mai fac și o pictură mică cu același lucru la pe care vor să îl picteze? Practic, mai întâi fac o schiță sau mai multe în care așează elementele și creează compoziția pe care vor să o picteze. Apoi însă, înainte de a transpune schița pe pânză și a pune efectiv culoare pe pânza mare, ei fac și o pictură mică cu scopul de a stabili exact cromatica viitoarei picturi. Și asta pentru că schița cuprinde doar partea de compoziție, iar cromatica este deja un alt element. Acesta este rolul micilor picturi de dimensiuni foarte, foarte mici pe care le fac mari pictori. Pe vremea când urmam cursurile Școlii Populare de Arte, obișnuiam să fac mai întâi o schiță mică într-un colț, în colțul din dreapta sus al colii mari. Făceam un desen mare pe A3, dar mai întâi, undeva în colț, făceam o schiță mică cu ceea ce urma să desenez pe foaia mare. Acum, pornind de la această idee ce m-am gândit eu, ce ar fi să pictez absolut orice prind și chiar și niște pietre mici, cu scopul de a face apoi exact aceeași pictură care am făcut-o mică pe ceva mai mare. Dar am trecut apoi de la pietre la aceste cuburi și de ce mi s-a părut mie interesant? Pentru că cubul are 6 laturi și asta înseamnă că mi-e cap pe el 6 picturi. Și m-am gândit că dacă vreau să ofer cuiva un cadou frumos, pot să ofer un astfel de cub cu 6 mini picturi, astfel încât el poate fi pus pe birou, la birou, și să-l întorci cu o altă față către tine de fiecare dată când vrei să vezi altă pictură și practic schimbi decorul. Nemai vorbind că nici n-ai nevoie de o ramă și un suport pentru acea ramă, pentru că cubul stă foarte bine așa cum este pe birou. Eu am filmat toate aceste mini picturi pe care le-am făcut pe cuburi, astfel încât să vezi exact care sunt pașii de pictură, cum am gândit fiecare pictură și poți să te inspiri pentru a face la rândul tău picturi mai mari sau tot așa de mici, de ce nu? Și acesta este unul dintre aceste videouri. Dacă vrei să le vezi și pe celelalte, gândește-te că dacă încap 6 mini picturi pe un cub și eu am filmat 3-4 cuburi, vei avea parte de o mulțime de picturi, de compoziții din care să te inspiri. Așadar, intră pe canalul meu și vezi și celelalte picturi care te așteaptă acolo. Abonează-te căci urmează să mai fac și altele. Și dacă aceste mici picturi ți-au deschis apetitul să faci și tu o pictură frumoasă, află că am câteva cursuri în care explic pas cu pas cum se fac picturile de acest tip. Mai multe detalii despre cum poți accesa aceste cursuri vei vedea în comentarii. Și acum, ca să ne amuzăm puțin, observați că eu iau culoare albă direct dintr-un capac de tub și asta pentru că mi se termină albul și nu mai pot lua din tub, dar pot lua din capac. Vreau să folosesc până la ultima picătură de vopsea pe care o am la dispoziție. Latura acestui cub este undeva la 5 cm și asta înseamnă că folosim foarte puțină vopsea pentru fiecare latura cubului. De aceea, vopseaua pe care am pus-o eu pe paletă, pot să spun că mi ajunge pentru tot cubul și dacă nu reușesc să termin toate 6 laturile deodată și nici n-am cum pentru că nu am 6 idei deodată, pot să păstrez vopseaua acrilică pe paletă dacă o umezesc cu un pulverizator cu apă și ulterior îmi pun paleta învelită într-o folie de plastic, într-o pungă de plastic de cea pentru sandvișuri. Și am observat că în acest fel vopselele rămân suficient de umede până a doua zi când pot să pun în practică cea de-a doua idee, următoarea idee pe care o am pentru următoarea latură a cubului.
La urma urmei, nici nu este obligatoriu ca din aceste mici picturi pe suprafețele acestea mici să faci apoi altele mai mari. Poți să rămâi la stadiul de a face miniaturi, pentru că, așa cum spuneam, un astfel de cub arată foarte bine pe un birou așa cum este. Nu trebuie neapărat să-l replicăm la scară mai mare. Aceasta a fost una dintre laturile cubului și urmează să vedem data viitoare o altă latură. Până atunci, pa, spor la pictat! Nu uita să vezi comentariile și descrierea pentru cursurile de pictură și pentru a accesa celelalte laturi ale cubului.